Salutare, prieteni! În acest episod o să vă ajut un pic. Pentru că tipul ăsta de aici, un subscriber al meu, îmi spune bla bla bla, îmi place ce faci, bla 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 bla, vrea să se apuce și el și filmează cu Bandicam, dar nu are versiunea full, tăcâie tăcâși cu ce editez, cum editez, ce fac. Și am zis, bă, eu filmez cu Fraps și cu Bandicam. Adică cu Frapsul și cu Bandicam-ul care l-am pornit și cred că l-am pe desktop. Bun, și am zis, chestia clipitul filmelor o să fac un tutorial. Când o să am timp, adică acum. Ok. Păi na, nu-i mare șmecherie. Să vedem. Prima dată aveți nevoie de Windows Live Movie Maker. Chestia asta din fața mea. Țineți minte. Și n-am mâna dacă tot e un tutorial, asta e un risc. Și mă duc la filmări. Să zicem. Aha. Na, uite niște Minecraft aici. Nu o să vă spoilerez prea tare. Dar na. Ok, ce faceți? Filmați cu Fraps, să zicem. Și na, Fraps filmează cât de mult posibil. Sau cum să fac mai bine să vă arăt. Hai, aș putea să vă arăt o chestie, deși fiți atenți, astea... Da, astea intră într-un episod. Vă arăt pur și simplu cum fac. În primul rând, dacă vreți să aveți pe full screen, pe rezoluție mare, vă duceți mai întâi la Project aici și selectați widescreen. Să nu lăsați pe normal, că o să vă apară așa într-o pătrățică neagră sau ceva de genul. Și dacă dați pe widescreen, vă apare totul ca lumea. Ok. Eu acum, de exemplu, aș putea să fac așa, mă duc aici, save movie și dau aici pe high resolution, bla bla bla, să-mi facă full HD. Dar, ce m-a întrebat fanul aici, zice, mă, cum lipesc filmările, sau... Na, ok, chestia cu lipitul, să știți că se lipesc singure. Ați văzut, am aici două videouri, le-am aruncat și... Tot așa sunt, separate, dar se lipesc automat când le dați să se randeze. Ok, o chestie care vreau să vă arăt și destul de mișto. După cum vedeți, eu filmez mult. A, și asta e un nimica. Asta e decât 36 de minute. Dar mai am și videouri în care filmez o oră jumate, două și așa mai departe. Și vedeți, eu mereu fac videourile așa. 15 minute, 17 minute și le tai pe acolo, pe undeva. Uitați, pac, am aruncat un video. Și uite așa, 36 de minute. Și mă duc eu țic 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 prin tot video și uite la... Nu știu, să zicem... 18. Doar să zicem 18 pentru că ăla e mijlocul. Hai, pe acolo. Ia să vedem cum vine. Vine perfect pentru că nu mai zice nimeni nimic în momentul ăsta. Vă duceți la edit și aveți aici split. Și pac! Vi l-am împărțit în două. Voi ce știți? Mă, partea asta de la început și tic 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 până unde-i tăiat, e ok, are 18 minute sau cât vreau eu să aibă video. Partea asta care mi-a rămas extra, pac, am șters-o. Cu delete-ul. Și ok, tana, aveți un video. Vă duceți. Save movie. For high definition, nu știu ce display. Da, în momentul de față tocmai am făcut un mic spoiler la episodul următoare. Dar sunt decât titlurile. Așa că... Nu-i nimic. Să zicem, na. Schimbăm episodul 43. Și băgăm și noi aici. Ta-na-na-na-na-na. Titlu. Dați save. Și pam. Pornește. Și pentru că video are 18 minute și vi facem full HD și așa mai departe și depinde și de ce calculator aveți, va dura o anumită perioadă de timp. Uitați, e abia 1%. Și vi se încarcă tot și după aia o să aveți video. Mai tăcă, e tăcă. Gata, deja bun de postat. Bun, ce aș putea să vă mai arăt așa mare chestie. Ah, aș putea să vă pun linkul de la Fraps și de la Bandicam în descriere. Pentru că, din nou, fanul zice că... Așa, că n-are chef să-l cumpere. Bă, frate, o chestie. Cine dracu cumpără chestii de astea?
Ce s-a inventat piratarea? Degeaba. Și asta o spun pentru toți fanii mei care cumpără chestii. Eu. Deci eu n-am cumpărat o chestie în viața mea. Mă rog, în afară de chestia asta de aici. Așa? Deci n-am cumpărat nimic în viața mea, niciun program, niciun joc, niciun nimic. Pentru că nu are rost pur și simplu. Dacă îl cumperi din magazin, ce primești în plus? Depinde și de jocuri, sincer, pentru că dacă aș fi cumpărat Assassin's Creed din magazin, puteam să-mi joc multiplayer. Wow. Dar asta e. De ce să dau 2 milioane și ceva pe un joc, când pot să dau 2 milioane, mai pun încă 2 sau ceva de genul și mai cumpăr o componentă pentru calculator? Cum am făcut și cu SSD-ul. În fine. Deci fanul zice că nu l-are cumpărat și filmează 10 minute. Bine, frate. Nici eu nu l-am cumpărat, eu mi l-am instalat acum calculator pentru că am realizat că nu l-aveam. Și... Ta-ta-ta-ta! E full. Deci, cum am spus, o să vă las linkurile în descriere ca să downloadați și Frapsul și asta, cum îi spune, Bandicam-ul și eventual și asta cu Movie Maker-ul. Da. Dar cred că aș putea să vă arăt o chestie înainte, pentru că eu am instalat doar Movie Maker-ul. Da, să vedem. Download Windows Live, chestia asta. În fine. Cred că asta e. Doar să vă arăt așa. Nu, no, asta e 2012. 2012, 2012. A, care e chestia? Nu am instalat 2012 pentru că e total diferit de 2011. Și nu, nu mă refer doar la an. Bun, deci chestia asta, Windows Essentials 2011. O să pun și chestia asta în descriere. Ok, și fiți atenți. Cum instalați doar Movie Maker-ul, pentru că așa vă mai pune și... Ok, stați că vă arăt imediat. Deci vă apare chestia asta și dați aici. Choose what program you want to install. Și aveți aici lista. Aveți Messenger-ul, etc, 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 adică nimicuri nefolositoare, printre care și Movie Maker. Și debifați tot, 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 și lăsați bifat doar Movie Maker. Și dați install. Și vi-l instalează. Simplu. Ok, sper că v-am ajutat. O să mai fac și niște tutoriale cu cum să jucați Splinter Cell Online sau Portal 2, cum a jucat cu Cătălin sau și așa mai departe. În fine, știți voi. Adică să puteți și voi să vă jucați toate tâmpenile de pe canalul meu de pe aici. Adică, stați, mă uit exact să vă spun ce. Deci Portal 2 cu opul, Borderlands aș putea să vă fac un tutorial, Splinter Cell-ul, Call of Duty Modern Warfare și cam atâta. Și sincer n-ar fi o idee rea. Aș putea să fac așa câte un tutorial pentru toate tâmpenile de pe canalul meu. Da. Deci, cam atâta cu episodul ăsta. Mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-am fost de ajutor. Editare plăcută.